Salut! Astăzi să arătăm cum se scoate airbag-ul, volanul și spira volanului de la un Volkswagen Golf 7. Inițial, ca să avem acces la locașurile unde trebuie să acționăm clemele, o să scot capacul de plastic, pur și simplu trag de el în sus. Are doar niște cleme de plastic și apoi îmi introduce șurubelnița. Așa. Airbag-ul a ieșit. Mare atenție când o scoateți, o întrageți el să rupeți instalația electrică. Scoatem ufele de la spira și de la comenzile volanului. Au două cleme. Și acum, pentru cei care vor să scoată volanul, cu ochii imbus de 12, desfacem șurubul care ține volanul. Așa, pe pur și simplu trage de el și iese. Pentru cei care vor să desfacă spira, aici, în partea inferioară, a plasticului este un șurub. Pe care trebuie să-l desfaceți. Un T25. Imbus T25. Și aici mai aveți încă două. Și acum avem acces la spira volan pentru cei care vor să demonteze. Scoate spufele, șuruburile, 3 șuruburi și se poate demonta. Sper că v-a fost de folos. Vă zi bună!